20 de minute de acum încolo, vă spun că vă băgăm la înfrumusețare. Întâi de toate pe voi băieți, pentru că pe fete le-am tot arătat, le-am tot dat idei, dar a mai venit și rândul bărbaților să se facă frumoși. Nu că n-ar fi ei, dar se pot face și mai frumos sau să se și îngrijească. Vă spuneam, cred că în urmă cu, hai să spun, 3 săptămâni maxim, când mergeam și vă arătam House of Barbers, că povestea barbershop-urilor capătă pe zi ce trece amploare. Și iată că în următoarele 20 de minute o astfel de locație, un barbershop ne este gazdă, 20 de minute de acum încolo, în București suntem la Legendary Barbershop. Vizionare plăcută, rămâneți cu noi! Legendary Barbers este locul aici în Băneasa, pentru că în Băneasa suntem. Doi oameni drăguți, doi oameni extraordinari, soț și soție, care, iată, au pus la punct toată povestea asta, pornit la acest drum frumos, anevoios, deloc ușor, dar cu beneficii și cu, zic eu, satisfacții în același timp. Așa este. Este o poveste foarte interesantă din punctul nostru de vedere, pentru că noi am luat-o de la zero. A fost ideea lui Marius, în principal. Tot mi-ai zis de splendoarea asta de băiat de lângă tine, zis soț. Așa, hai să facem și cunoștință. Cu cine stăm de vorbă? Maria Sânduleanu. Maria și? Marius Dragomir. Maria și Marius. Frumoși? Căsătoriți? Sunt to be. Urmează, da. Nuntă când? 24 septembrie anul ăsta, avem emoții. Frumos, casă de piatră, ca să zic așa. Bun. Ați început o poveste care, cel puțin, capătă amploare pe zi ce trece. Ideea de barbershop, unde bărbații sunt elementul principal, că voi, fetele, aveți. Nu că n-ați avea și voi aici parte de înfrumusețare și de salon și pentru femei, corect? Da, este. Este un spațiu mai exclusivist, ca să zic așa, ușor separat de partea masculină pe care o vedeți aici în față. Este separat și din punct de vedere al spațiului și din punct de vedere al faptului că bărbații nu au acces acolo, adică ele sunt în lumea lor, acolo rămân, nu intră nimeni, în afară de Marius, el e privilegiatul bărbat care poate intra. Trec dragul. Exact, exact. Și am ales să facem lucrul ăsta și din perspectiva faptului că femeile sunt ușor intimidate de ideea de front și de a se vedea din stradă, și atunci am păstrat intimitatea în spate, acolo, ferite de ochii curioși de la geamuri. We'll be right back.
ce ai prefera sau care, în care zonă te simți mai confortabil, în ceea ce înseamnă părul femeilor sau tunsul băieților și aranjatul bărbilor sau chestii de... Nu că n-ai avea și tu una bucată barbă, dar te întreb. Îmi place foarte mult să merg pe tunsoare și atunci nu fac o preferință între bărbați și femei. Îmi place să tund și am o plăcere aparte, să spunem, pentru doamne și pentru că sunt bărbat. Dar îmi place și partea bărbătească și îmi place coloristica foarte mult din partea femeilor, deși urmând 2015-16 trendul, se pare că da, trebuie să vopsim și barba bărbaților. Nu mai barba, că se vopsesc mai nou băieții, da, mai dihai ca fetele, adică dacă să mă întreb. Da, și atunci mă ajută și femeia pentru bărbat. Și confortabil te simți în ambele părți? În ambele părți, da. Îmi plac la fel de mult. Ulterior am învățat partea de frizerie pentru că am avut nevoie, dar îmi plac ambele. Ce oferă mai exact Legendary Barbers, Băneasa și Salonul pentru toți cei care îi calcă pragul? Ce le oferiți? Ce servicii? Cu ce veniți în binarea lor? Stai să lăsăm pe Marius. Stai, cât PR să faci, sora mea? Ia zi-mă, Marius. În prima fază le oferim calitatea, ceea ce va prima în viața de zi cu zi. În al doilea rând, seriozitatea. Și în al treilea rând, tehnicile noi. Produse bune, calitate. Exact ce aveți? Pe lângă câte posturi de lucru ai, Marius? Momentan avem 3 posturi, urmând al 4-lea post, pentru că o să deschidem o școală și vom avea nevoie de mult mai multe posturi. Probabil va fi și un alt salon special pentru școlarii noștri. Într-o altă locație? Într-o altă locație, posibil tot pe lângă Băneasa. Am văzut cosmetică, manicură, corect? Corect. Manicură, pedicură, poate și un make-up, frizeria cu siguranță și coaforul. Vă mulțumesc mult, multă baftă în continuare. Așadar, Legendary Barbers și Pixie Salonul, amândouă la oaltă, într-o singură locație, sub, vă repet, îndrumarea și atenta atenție a celor doi, Maria și Marius, doi oameni frumoși care, iată, ne-au dovedit că se poate. Dacă vreți, se poate. Cu răbdare, cu cap pe umeri, totul este posibil. Punem în prezentării, gata, v-am făcut frumos și ați văzut, drăguți, barbe, alea, bărbuțe, tunsori. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vă scot în club să ne distrăm, că de fapt ăsta este și scopul. De-aia ne facem frumoși. Ca să atragem atenția, oare unde? La chefuri, la petreceri, la bairamuri, la chestii de genul.
is such a rush. You relieve my mind, make me feel so fine. Final de ediție, dragii mei, ați văzut, sper că a fost o ediție drăguță, puțin mai liniștită, nu în permanență avem du-du-dum, bumții-bumții, iupi-iupi, chefuri și voie bună, așa cum a fost de pildă săptămâna trecută și am văzut că v-a plăcut, că ați stat, că ne-ați făcut audiențe și încă foarte bune, pentru care vă mulțumesc. Bun, a fost o ediție liniștită care i-a sfârșit, dar până să vă spun tai-tai, vă reamintesc modalitățile de a da de noi dacă vreți să ne căutați pe Facebook, Instagram sau Snapchat. Căutați și tastați, dacă vreți, Flapzone România, Mircea Zara sau Mircea Zara Oficial, Music Channel. Pe Instagram, la fel, Music Channel, Mircea Zara sau Flapzone România. Iar pe Snapchat, Mircea Zara sau Flapzone România. Bun, arhiva emisiunii stă bine pusă la punct, vă repet, de către bunul meu prieten și coleg, George A, DJ George, el se ocupă de ea, el o aranjează, el o pune frumos în pagină. Pe, dacă vreți să căutați, pagina de Facebook Music Channel in Your City sau pe YouTube, pe canalul Music Channel liniuță la mijloc, Club Zone România. Bun, ediția de astăzi a luat sfârșit. Nu uitați de cele două reluări, da? Duminica și miercurea de la miezul nopții. Mircea Zara am fost eu. O ediție, iată, ia din nou sfârșit, o tot spun de vreo trei ori, știu, mă repet, dar ca să vă intre în cacă, poate credeți că mai urmează ceva, urmează programe foarte drăguțe pe Music Channel, muzică foarte bună, întregul weekend. Rămâneți alături de noi și o să vedeți că o să vă placă ceea ce colegii mei de aici de la Music Channel vă vor oferi în acest weekend, cum de altfel fac în fiecare zi. Punem punct, vă pup, vă doresc un weekend fantastic și ne revedem săptămâna viitoare, vinerea, începând cu ora 23, desigur. Ciao!